Accident petrecut în această dimineață în comuna Cătunele. Șoferul în vârstă de 41 de ani nu a adaptat viteza și a pierdut controlul volanului. Autoturismul s-a oprit într-un șanț de pe marginea drumului. Conducătorul auto a fost rănit în urma impactului și a fost transportat la spital. În această dimineață, polițiștii din Motro au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 41 de ani din comuna Cătunele, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 671B Cătunele, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum ar fi părăsit partea carosabilă și ar fi intrat cu autoturismul într-un șanț. În urma impactului, bărbatul a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Șoferul este cercetat într-un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar când va ieși din spital va trebui să dea cu subsemnatul la poliție.